Oamenii legii au desfășurat activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă. În doar 24 de ore au verificat 520 de persoane, dar și aproape 100 de firme. În urma controalelor au fost aplicate amenzi de peste 10.000 de lei. În ultimele 24 de ore, sub coordonarea instituției prefectului, au fost desfășurate 8 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 520 de persoane, 94 de societăți comerciale, precum și 71 mijloace de transport în comun. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 11.000 de lei. Forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile impuse pe raza întregului județ privind obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrarea distanțării.